Ne pregătim de repriza a doua partide dintre Crim Ljubljana și CSM București. Avantaj de un gol la pauză pentru CSM, 17-16. După o primă repriză în care CSM-ul a condus în permanență, cea mai mare diferență a fost de 3 goluri. Dar o primă repriză, sigur, care a arătat și scăpări și momente mai puțin bune, în special din punct de vedere defensiv, în fața unei echipe pe care CSM-ul a învins-o în tur pe teren propriu cu 30-18. Este penultima partidă pe care o are CSM-ul, ultimul joc săptămâna viitoare, acasă, cu Gdynia. Matematic se cunosc cele trei echipe care se vor duce în fața grupelor principale, după ce ieri Nyköping a câștigat în Polonia. CSM, Crim și Nyköping. Rămâne de văzut și cu ce puncte CSM-ul a pierdut deja 2 puncte în deplasarea din Danemarca. Tocmai de aceea acest meci este extrem, extrem de important, punctele puse în joc. Cine va câștiga se va duce 2 puncte în plus în faza grupelor principale, de unde vor veni sau unde vor veni Gyor, Midtjylland, și rămâne de văzut dacă va fi Rostov. Încă nu e matematic rezolvată, acolo joacă la această oră cu Brest. În sfârșit, mai e până atunci. Până atunci mai este o repriză grea, dificilă. CSM-ul are și primul atac al reprizei secunde. Din păcate, Hagman aruncă pe direcția portarului. Și faza a doua a slovenelor, 7 metri, minge apărată de Paula Ungureanu, aruncare grea. Dar este aruncare de la 7 metri, scoasă de grecoaica Tsakalu. O singură aruncare de la 7 metri a avut CSM-ul, 2 pentru campioana Sloveniei. Interesant este că e a treia aruncare de la 7 metri executată de a treia jucătoare. Prima ratată, următoarele 2 transformate. Transformă Zulici. CSM-ul practic o singură schimbare din punct de vedere ofensiv față de felul în care a început jocul, cu Jorgensen în locul lui Kurtović. Bine lansat Jorgensen, bară, portarul înțepenit pe linia porții Pancic, dar mingea se duce în bară și apoi este în afara terenului. Și Crim are atacul la scor egal. Tsakalu apără Paula Ungureanu din nou, 7 metri. Din nou aruncare de la 7 metri, din nou această jucătoare din Grecia, Tsakalu, interdreapta, care nu este jucătoare de mână stângă. Tot Zurici. Apără Paula Ungureanu și ține CSM-ul în joc. 2 aruncări de la 7 metri, apărate pe rând de Grubisic în prima repriză și de Paula Ungureanu, acum într-un moment greu, fără îndoială, cel puțin din punct de vedere al tabelei, al scorului, cel mai greu moment pentru CSM. Crim a ratat ocazia să preia conducerea, pentru prima dată scapă mingea Gulder și ratează contraatacul Omoreghe. Parcă și jucătoarele campioanei Sloveniei, emoționate, dacă vreți, după ce au reușit să egaleze Gulden, pasa Izabelei Gulden nu este bună și contraatac al lui Crim, finalizat cu acest gol marcat de Stanko, și se face 17-18. 2 goluri marcate consecutiv în 3 minute de Crim Ljubljana în repriza secundă, fără ca CSM-ul să înscrie, în ciuda faptului că CSM-ul a avut și primul atac al reprizei secunde. Gulden pentru Neagu, vine Jorgensen, se apără bine jucătoarea de la Crim, 9 metri aici.
Asta în ciuda faptului că CSM-ul stă mult, mult mai bine ca Talie. Este acolo pe post de pivot Frafior, cu Neagu, cu Jorgensen, cu Gulden, cu Neagu în centru și cu Gulden în interstânga. Pentru Jorgensen poziția este bună, aruncă în stânga portarului. Primul gol al CSM-ului în repriza secundă și primul gol marcat de Jorgensen în această partidă. Egalitate la 18. Țacalu Omorâi aici în interdreapta. Din nou fără jucătoare de mână stângă. Țacalu! Aruncarea este pe lângă poartă. Caută să lanseze contraatacul Paul Augureanu pentru Iulia Curea. Impecabil! Ca și în prima repriză. Ca și în prima repriză. Atunci a fost contraatac lansat, lansat de Grubisic. Acum Paul Augureanu se coordonează perfect. Paula Ungureanu și Iulia Curea. Se face 19-18 pentru CSM. Două goluri marcate consecutiv fără să primească. Iese bine, iese bine și apără bine Paula Ungureanu. Din nou apără bine. S-a apărat bine, e adevărat, și Jacobsen, deși nu s-a putut opune aruncării. Aceeași distribuție. Singurele jucătoare care n-au fost schimbate, cel puțin din punct de vedere ofensiv, sunt extremele. Cristina Neagu pasă la timp pentru Iulia Curea. Superb! 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 Câtă stăpânire de sine! Câtă calitate pentru Iulia Curea. Este foul și doar 9 metri. 18-20. CSM-ul a avut această perioadă de câteva minute în care a reacționat ca o mare echipă. Și în special datorită Iuliei Curea, dar și intervențiilor Paulei Ungureanu. Două dintre puținele românce de la CSM București, care din păcate nu sunt și la echipa națională. Țacalu. Țacalu, mingea se duce în extremă. Se duce în extremă și apoi în poartă din aruncarea Polonei Barici la primul gol în această partidă. Barici. Neagu pentru Jorgensen, venită lansat, aruncarea este în blocaj și mingea sare bine la Benko, bine pentru campioana Sloveniei. Dau drumul repede la joc, mingea s-a dus în poartă, în ciuda faptului că revine foarte repede pe teren. Din panourile, din spatele porții Paulei Ungureanu, mingea revine repede în teren și am putea avea impresia, dar este doar o iluzie, că mingea a fost pe lângă poartă. 20 egal. Foarte puține schimbări, în special în această repriză secundă. Jorgensen pasă bună pentru Gulden, complet liber pe semicerc. Isabelle Gulden. Foarte, foarte bine văzută de Jorgensen. Omoreghe găsește și ea pasa pe pivot, dar acolo este Paula Ungureanu. Fenomenală aruncarea. Amon scapă mingea și ratează CSM-ul ocazia să se ducă la două goluri. Scapă atacul în sfârșit la acest fault în atac pe care l-a făcut Hagman. Fără gol, extrema dreaptă a CSM-ului. Încă n-a jucat Aneta Udrișteu. Aruncare de pe picioare, o aruncare precisă, puternică și mingea se duce în poartă. Stanco, 21 egal. Cine s-a gândit că meciul va fi ușor, ținând cont de ceea ce s-a întâmplat în tur, s-a înșelat amarnic. Mm-hmm.
Diferență de 12 goluri la care a câștigat CSM-ul Cristina Neagu. Cristina Neagu la al 6-lea gol. E adevărat că au fost și multe aruncări ratate ale Cristinei Neagu. Iese o mureghe. Asta e bine pentru noi. Nu neapărat pentru că intră în locul ei Nina Zulici, altă jucătoare talentată. Și caută pătrunderile, depășirile, pentru că le este de cele mai multe ori imposibil să arunce de la distanță. Asta urmare a diferenței de talie. Bate, sare pe piciorul stâng, evită semicercul, dar aruncarea este în portar. Execuția nu este deloc ușoară pentru că nu mai pune, poate pune șoldul în față. Dar ratează. Un gol după 10 minute de la startul reprizei secunde. Zulici. Stanco. Țacalu, întâmpinat acolo de Englo. Aruncare pe direcția Paulei Ungureanu. Dau drumul repede la joc handbalistele de la CSM. Gulden caută variante. Gulden. Din nou Hagman. Din nou bate pe piciorul stâng. Stângace fiind, trebuie invers, dar caută să evite semicercul. Jocul continuă aici. Jocul continuă și asta e bine pentru CSM. Este o intervenție de la masa oficială, probabil pentru protestele antrenorului Uroš Bregar. Antrenorul secund avertizat. Și după ratările consecutive din extrema dreaptă, pentru prima dată în această partidă, intră Aneta Udriștoiu. Neagu, sunt două jucătoare care se apără în afara semicercului de 9 metri. Pentru a fi întâmpinate la timp, Cristina Neagu și Jorgensen, cei doi interi ai CSM-ului. Neagu se desprinde, aruncă la colțul lung. Jocul continuă. Una dintre cele două arbitre sprintase spre mijlocul terenului, lăsând jocul să continue. Cea de lângă poartă a dat faul și 9 metri. Gulden, Neagu, Jorgensen pasă pentru Gulden. Intrat acolo, al doilea pivot, se mișcă bine în apărare handbalistele de la Crim. CSM-ul în prepasiv, Gulden pentru Jorgensen. Jorgensen caută să scoată brațul. Aruncarea este în portar. Fază finalizată fără gol. Sunt momente în care CSM-ul lasă impresia că se precipită, mai ales atunci când intră în criză de timp. Presimt că va fi schimbată Jorgensen. Și la gazde, Omoreghe. Și pe pivot, Anea Beganović. Cu Țacalu aici în interdreapta și cu Zulici în centru. Foarte bune pasatoare. Aruncă, evitând adversarul, dar mingea se duce în bară din aruncarea bulgăraicei Omoreghe. Da, iese Jorgensen. Iese Jorgensen și revine Kurtović, cu care antrenarea CSM-ului a început meciul. În rest, nicio schimbare. Sigur, a schimbat-o mai devreme pe Hagman cu Udriștoiu. Pasă bună dată pe pivot de 7 metri. 7 metri, aruncare scoasă de Frafjord. Este 7 metri.
CSM a avut o singură aruncare de la 7 metri în prima repriză, transformată de Cristina Neagu. Executa acum Gulden. Stă pe linia porții, fără succes. Banzici. Gulden la al patrulea gol, primul din 7 metri. Sunt două goluri în plus pentru CSM. Oreghe Tsakalu, cele mai periculoase jucătoare, caută pasa pe pivot. Nu e un moment bun pentru că s-au apărat acolo bine. S-au apărat bine acolo Jakobsen și Eiglo. Jakobsen rămâne pe teren, nu face o cursă până la semicercul advers și este schimbată. Eiglo și Jakobsen, singurele jucătoare de la CSM care n-au marcat în această ediție de Liga Campionilor. Dintre cele care au jucat de sigur. Două goluri în plus și atacul CSM-ului aproape de jumătatea reprizei secundei. Caută să scoată brațul Cristina Neagu, scoate până la urmă doar o aruncare de la 9 metri spre nemulțumirea antrenorului gazdelor Uroș Bregar. Acum în imagine. Murtovici are spațiu bun, scoate mingea pe pivot, golul este acordat, golul este validat. Gol marcat de Frafior. 4 goluri în plus, scapă mingea, dar se așează la timp. Time out, celul de antrenorul gazelor. Ambii antrenori, ambele bănci tehnice mai au la dispoziție două timeout-uri la jumătatea reprizei secunde. Revine aici în Inter dreapta jucătoare de mână stângă, Coren. Două goluri înscrise de ea în prima repriză. N-a jucat până acum în partea a doua. Deci cea mai înaltă jucătoare de la Crimi, 1,85 m, atac ratat, sprintează din nou Iulia Curea sare pe piciorul drept și înscrie. Iulia Curea, foarte bună pasă dată de Paula Ungureanu, dar cum poate să fugă și să și finalizeze Iulia Curea. 21-25, un gol de moral extrem de important, mai ales că vine după timeout-ul cerut de antrenorul echipei adverse. Eliminare Gulden, la a doua eliminare Isabella Gulden după această fază. Eu am văzut-o mai degrabă pe Jakobsen. Bine, e cam mult. Nu putem contesta însă arbitrajul. Minge scoasă bine la extrema dreaptă și finalizare superbă și aici. Ăsta este adevărat. De acolo din nou cu mâna dreaptă Benko. Sigur că și spațiu foarte, foarte mare, dar și ea cu mâna dreaptă bate, sare pe piciorul drept. Foarte, foarte, foarte greu. Dar repet, având e adevărat spațiu mare aici, în superioritate fiind Crim. Intră Bianca Bazaliu cu Gulden eliminată, fără portar. Bianca Bazaliu cu ezitări în faza defensivă, în prima repriză. Cristina Neagu a încercat să profite de un spațiu, poarta este goală. Paula Ungureanu ajunge la timp. S-a grăbit Panzici.
încercând să profite de faptul că Paula Ungureanu, că portarul nu era acolo. Însă aruncarea nu a fost precisă. Prea scurtă. Kurtović! Da, o aruncare bună, curată, profită de spațiile, de faptul că n-au schimbat la timp oamenii. Kurtović! 22-26. De cele mai multe ori la astfel de faze se dă 9 metri. Fără să aibă multe argumente. Surprinzătoare aruncare, Coren. Încă o dată încercând, știu că era pe poartă. Nu-mi dau seama, nu mai contează. 3 goluri în plus CSM-ul. A expirat suspendarea, eliminarea lui Gulden, care revine. Sunt curios dacă va mai juca și în apărare. Nu cred. Probabil că acesta este motivul pentru care primea indicația acolo Oana Manea. Spun asta pentru că Gulden are deja 2 eliminări și nu cred că va risca să o piardă și din punct de vedere ofensiv. Iată acum la minge, Gulden. Gulden scoate pentru Udriștoiu. Aneta Udriștoiu, spațiu mare, poziție bună de care profită. Primul gol marcat de ea, sigur că a jucat foarte puțin. Sigur că nu e Gulden acolo, dar este Iglo. 4 eliminări, dacă nu greșesc, suferite de handbalistele de la CSM. Sigur că deja intrăm în momentul în care contează foarte mult și condiția fizică. Pasa n-a fost bună și este un atac ratat. E adevărat că mingea s-a dus în piciorul adversarei și se putea da aici aruncare de la 9 metri. Putea spune chiar că trebuia să se dea aruncare de la 9 metri. N-a fost niciun fel de intenție, pentru că altfel era și eliminare. Dar mi s-a părut clar picior. Udriștoiu pentru Neagu. Aruncarea Cristinei Neagu, fără replică, fără reacție din poartă. Ne mai liniștim puțin. Și Grubisici au făcut un meci excelent. Și acesta este un motiv pentru care CSM-ul are acum 5 goluri în plus. La 28, 10 minute până la final și 5 goluri în plus pentru CSM, care se va apăra fără culdă, în având 2 eliminări deja. Omoreghe, 7 metri, să nu se dea și eliminare. Este. Este a 5 aruncare de la 7 metri pentru Crim. 2 dintre ele ratate. Și ratează printr-o aruncare pe deasupra porția. 2 aruncări de la 7 metri ratate. 2 aruncări de la 7 metri ratate de Stancă. Asta sigur poate conta pentru o echipă cu jucătoare, sigur, multe dintre ele foarte tinere.
Gulden. Gulden aruncă de la distanță. Reacție din nou târzie a portarului. Isabella Gulden, aruncare fantastică. 6 goluri. 6 goluri. Mai înscriu și ele. Și e o handbalistă talentată. Cred că joacă totuși prea puțin față de ce calități a arătat până acum Core. Mai ales dacă ținem cont de faptul că n-au multe jucătoare de mână stângă. Gulden, Neagu și Oana Mane acolo pe pivot. Kurtović, mingea intră în poartă. Aruncare de pe picioare, Kurtović. Surprinzătoare, desigur, precisă. Aici 7 metri și va fi și eliminare. Este și eliminarea Oanei Mane. Cinci eliminări. Practic 10 minute 8, că și adversarele au avut o eliminare. CSM-ul a jucat în inferioritate. Coren aruncă tare, aruncă foarte bine de sus, așa că dă drumul la timp la minge. Sigur că scoate portarul, revine Frafjord acolo pe pivot. Ăsta este un mare avantaj, un mare confort în mod normal pentru antrenor. Având pe banca de rezerve foarte, foarte bune jucătoare. Neagu pentru Kurtović, da. Așa, da, Inter dreapta. Ce ne-a arătat Kurtović în ultima perioadă. Are un mare merit echipa ca și grup, că n-a intrat în panică în acel moment în care gazdele au avut revenirea în prima parte a reprizei. Secunde, din nou cu dreapta, de aici, din extremă dreapta, cu Boltă, Benko. Boltă. Da, aici omul în plus și bate din nou pe piciorul drept. Este foarte, foarte greu. Foarte greu ca execuție. Ca mișcare. Ca mobilitate. 7 minute până la finalul jocului. Repet, CSM-ul n-a intrat în panică. Nu s-a pierdut cu firea, exceptând acele câteva minute. La limita pașilor, Cristina Neagu pe pivot. Cristina Neagu pe pivot zâmbește și ea, fără îndoială, surprinsă de poziția în care a ajuns. Între timp, din nou Benko. Și astăzi Cristina Neagu, cea mai bună marcatoare. Simte bine semicercul, îl evită. Revine Oana Manea la locul ei. CSM-ul în efectiv complet. Gulden vine, aruncă de la distanță, mingea se duce în blocaj și iese în afara terenului. Jocul reluat de CSM. Din nou Gulden, pasă pe la spate pentru Oana Manea. Va fi eliminare aici, în mod normal, mă gândesc, da, este. A doua eliminare. Forță incredibilă pe care o arată Oana Manea. Și reușește să o scoată din joc timp de 2 minute pe Coren. Neagu! Aruncarea însă este fix pe centrul porții, fix pe direcția portarului. S-a cam grăbit Cristina Neagu.
CSM-ul mai are două meciuri până la finalul anului, care campionat și cu Gdynia în Liga Campionilor. O singură partidă pierdută și aș zice că al doilea cel mai greu meci, dacă poate fi corectă o astfel de exprimare, nu prea e forțată. E aici, la Crim. Time-out cerut de Helle Thomsen după o altă fază în care Paula Ungureanu și-a arătat valoarea și calitățile. Sigur că nu scorul a determinat această întrerupere, acest time-out cerut de Helle Thomsen. Dar să știți că se întâmplă în viața unei echipe și astfel de momente, nu e o echipă de roboți, așa cum a fost indiscutabil un accident la Nyköping, așa cum a fost acea perioadă de 5-10 minute, poate, în această partidă cu Crim. Important este că CSM-ul a reușit să treacă, ceea ce n-a reușit în Danemarca, e adevărat. Sunt două puncte care vor conta enorm, cele pierdute cu Nyköping. Neagu din nou. Dă de sus, dă bine, dă foarte bine. Și ea, nici ea nu este vreo mașinărie, deși poate câte uneori lasă această impresie. Dar sunt 9 goluri marcate de ea. 9 goluri într-o partidă în care sigur că putea juca mai bine. Când o juca mai rău, Cristina Neagu să joace ca în această partidă. Și repet, a făcut 90% din timp și faza de apărare. Fault în atac aici. O singură dată pe parcursul primei reprize, Cristina Neagu a fost scoasă puțin când a intrat Bianca Bazalu. Alt moral, altă stare de spirit acum când sunt 6 goluri. E logic. Crim Ljubljana, sigur, nu este Gdynia. Va fi foarte interesant meciul de săptămâna viitoare din Danemarca, dintre Nyköping și Crim. Slovenia totuși este o țară cu tradiție în handbal, cu școală bună de handbal. E adevărat că la echipa națională feminină, la băieți stau și mai bine, la echipa națională feminină au lipsit mult de la campionatul mondial. Slovenia nu a fost la ultimele 5 campionate mondiale, revine acum, e în grupă cu România, nu va fi chiar ușor. Să nu uităm că cele mai bune handbaliste din Slovenia joacă în străinătate. Ana Gross la Metz, Barbara Lazovic la Vardar sunt fără îndoială cele mai valoroase jucătoare. Dar nu cred că România va avea, sau îmi place să cred că nu va avea probleme cu Slovenia. Sigur că nu e Paraguay sau Angola, Slovenia, adică alte adversare. De la 1 decembrie nu ratați campionatul mondial de handbal feminin în exclusivitate la Telecom Sport. Slovenia, Paraguay, Angola, Spania și Franța, adversarele României. De la CSM, Neagu, Udrișteoiu și Bazaliu în echipa națională. Doar ele. Sigur că vor fi adversare la campionatul mondial, jucătoarele din Suedia, cu cele din Norvegia de aici, de la CSM, sunt la aceeași grupă și poate cu România, cine știe. Grupa României se va încrucișa cu grupa Norvegiei și Suediei. În sfârșit, mai e până atunci, CSM-ul se îndreaptă spre o victorie. Genul de victorie muncită, genul de victorie care ne-a arătat totuși și un moral foarte bun al CSM-ul, da, cu stângăcii, cu scăpări ca aceasta, da, sigur și pe fondul unei poate relaxări.
determinată de scor. 13 meciuri, 14 cu acesta. După această partidă, 14 meciuri în actualul sezon pentru CSM. 13 victorii și o înfrângere. Încă o dată înscrie din extrema dreaptă Benko. Din nou, din evitare, n-are cum altfel de acolo. Jucătoare în extrema dreaptă, cu mâna dreaptă. Și are 6-7 goluri. E adevărat, unul din aruncare de la 7 goluri, unul din aruncare de la 7 goluri. Ultimul minut. Urmează Zoom Sport la finalul partidei. Vom avea reacții de aici, de la Ludviana, după ultimul meci al CSM-ului în deplasare din 2017. Ultimele două jocuri vor fi pe teren propriu. CSM-ul se duce în grupa principală cu 6 puncte, nu cu 8. Lipsesc cele două pierdute cu Nyköping în deplasare. Nu va veni nicio echipă cu maximum de puncte. Nici Gheor, nici Rostov, nici Midtjylland. Însă, aceste trei echipe vor avea, e clar, adversare mai ușoare, mai comode. Vor juca cu Krim și cu Nyköping. Ultimul gol al meciului. 30-33, scor final. Altă partidă în care CSM-ul înscrie cel puțin 30 de goluri. Genul de victorie muncită, dar e o victorie până la urmă pe teren. A fost mai clară decât o arată scorul final. Câștigă din nou aici la Ljubljana CSM-ul și câștigă două puncte la Zestrea, cu care se va duce în faza grupelor principale. Deocamdată încheiem aici transmisiunea de la Ljubljana. Vom reveni în direct cu impresii din tabăra CSM-ului. Dar vă așteaptă Gianina Iacob la Zoom Sport cu comentarii și cu analiza acestei partide. Aveți toate motivele să rămâneți alături de noi pe Telecom Sport. Toate bune! Galacticele au festival. Concurs de super goluri pentru calificare. CSM București, Vistal Diria. Duminică în direct la Telecom Sport. Champions League, competiție românească. Doamnelor și domnilor, bun găsit la Zoom Sport. Așadar, victorie pentru CSM București în partida cu Krim Ljubljana, scor 33-30. Ne pregătim să stăm de vorbă cu colegul nostru Cosmin Băleanu, care se află în Slovenia și deja are câteva fete invitate, așa că o să mergem imediat la el. Cosmin, te ascultăm. Da, mulțumesc Gianina. Suntem aici în sala din Slovenia, sigur, CSM-ul a reușit până la urmă să câștige. Amanda Kurtović alături de mine. Hello Amanda, thank you for being here. Congratulations. Can we say that it's one of the best game for you here today? If you want to say so, I say thank you. How do you feel? Good. Hello. I feel good. We take 2 points in the Am luat 2 puncte. Am câștigat acest meci și asta este cel mai important. We have some problems with the defense. Am avut ceva probleme defensivă. They run a lot of fast middle and fast breaks, and we have reușit să ne surprindă pe contraatacuri.
și a trebuit să oprim aceste acțiuni periculoase ale lor. Cum te simți după 4-5 luni aici în România la CSM? Cum este pentru tine? Mă simt foarte bine. Îmi place orașul, îmi plac oamenii. Totul este minunat. Mă simt bine. Este o țară minunată, România. Thank you. Mult succes! Mulțumesc. Da, să știți că dacă mă lăsați, eu rămân în emisie, pentru că este Helle Thomsen. Congratulations! Felicitări pentru victorie! I'm glad to see your smile. Sunt încântat să văd zâmbetul dumneavoastră. Cum a fost acest meci? A fost un meci jucat în viteză. Am fost important că am reușit să obținem această victorie și să ne întoarcem cu cele două puncte înapoi în România. O singură înfrângere până acum în parcursul dumneavoastră era conform așteptărilor. Sigur că ne aducem aminte că am pierdut acel meci în Danemarca, dar ne-am luat revanșa acasă. Am făcut puncte importante. Știm că jucăm în deplasări dificile ca aici, dar important este că reușim să câștigăm. Și foarte important este să ne îmbunătățim defensiva. Veți face... Da, avem ceva probleme cu sunetul. O să revenim cu siguranță. Vedem doar imaginea cu Helle Thomsen. Până una alta, haideți să vă prezint din nou invitatul meu, Bogdan Voinea. Bun găsit, Bogdan, din nou. Cum ți s-a părut acest meci? Cât de mult crezi că poate să ne coste sau să o coste mai degrabă pe CSM București aceste fluctuații, mai ales că o să o aștepte meciuri mult mai grele apoi? Ai punctat foarte bine. Astăzi n-am făcut un meci foarte grozav, ca să zic așa. Am avut două portărițe, eu zic, în formă. Paula ne-a ajutat foarte mult, precum și Grubzic la începutul jocului. Eu mă așteptam la un meci un pic mai simplu. Am avut un pic de emoții până la mijlocul reprizei a doua, când ne-am luat câteva goluri avantaj și după aia fetele s-au mai relaxat și lucrurile au mers normal. Bun, vedem că sunetul este din nou în regulă. Haideți să te ascultăm, Cosmin, ai și o altă invitată. Da, Oana Manea, bună, mulțumesc pentru că ești aici. Știu că probabil că tu te simți altfel pentru că ai mai jucat aici. Da, pe noi ne interesează meciul ăsta, din câte mi-ai spus, noi ai amintiri foarte plăcute de la Crim. Cum a fost în seara asta? Cum să fie un meci destul de greu pe care cred că noi ne l-am făcut singure destul de greu, probabil puțină lipsa energiei, dar mă bucur că nu am cedat și am luptat până la final și am adus o victorie. Știi ce mă gândeam eu? Oare nu sunt bune momentele astea? Adică decât să fie avut așa un sezon perfect și să câștigați la 10-20 de goluri și să fie greu în primăvară, mă gândesc că e bine să treceți și prin perioadele astea grele, să vedeți cum e, dar să ieșiți din ele, cum a fost azi. Cred că nu există un sezon perfect. Dacă stau să mă gândesc, cred că noi am avut în fiecare an uișuri și coborușuri și cred că astea ne fac nouă bine. Nici meciul de astăzi n-a fost un meci constant, chiar am avut iar uișuri și coborușuri și ne-am chinuit ca să facem o diferență. Oana, multă lume trăiește cu impresia că e cea mai bună echipă a CSM-ului față de ce a fost până acum. Cum simți tu asta comparativ cu sezonul trecut, dacă nu greșesc că au rămas vreo 7 jucătoare dintre cele care au câștigat Liga Campionilor, doar? Este o echipă valoroasă, suntem individual. Dacă stau să mă gândesc individual valoroase, ceea ce ne trebuie nouă foarte mult este să facem valoarea echipei și încă cred că mai avem de muncă și sper până în grupa următoare, până în Final Four să o facem, pentru că asta avem nevoie, să fim o echipă unită. Oana, mulțumesc mult și succes în continuare. Și eu. Da, dacă voi reuși să mai aduc pe cineva, sigur că așa se întâmplă la victorii, vom fi din nou aici în legătură directă. Mulțumim mult de tot, Cosmin. O auzeam mai devreme pe Oana Manea vorbind, Bogdan. Oana Manea, care nu cred că a fost vreodată nesincer în viața ei, tot timpul ea spune ce simte, iar mai devreme spunea felul următor: noi ne-am făcut meciul destul de greu. Adică cum ne-am făcut meciul destul de greu? Ca să și legăm cu întrebarea mea anterioară. Meciul destul de greu pentru că se așteaptă, cred eu, foarte mult de la Cristina, să rezolve acțiunile singură.
Din păcate, handball-ul este un sport colectiv și bine ar fi ca toată lumea să participe, toată lumea să contribuie. Având o valoare precum Cristina în echipă, eu am impresia că celelalte jucătoare așteaptă un pic ca ea să rezolve aceste acțiuni, aceste meciuri, aceste faze, momentele dificile, probabil că îi se dă mingea Cristinei și te rog frumos, hai să o rezolvi. Astăzi Cristina a făcut un meci bun, a dat multe goluri, are un procentaj foarte bun, dar, exact cum a zis Oana, și din punctul meu de vedere, echipa încă nu joacă la potențialul ei maxim colectiv. Da. Dar mai este timp și timp de în care echipa poate să progreseze. Spui tu, toată lumea se așteaptă de la Cristina Neagu să arunce Cristina la poartă, să facă Cristina tot, dar totuși jucătoarele astea avem pretenții de la ele că nu 12 ani, adică sunt jucătoare mature, jucătoare plătite, jucătoare valoroase, adică de ce se mai pune încă problema să arunce domnule Neagu, că eu, dacă a venit Neagu cea mai bună jucătoare, de ce să mai arunc? Cristina, cea mai bună jucătoare, este o jucătoare care are caracter și care se impune și impune respect. Celelalte jucătoare, din punctul meu de vedere, se lasă un pic dominate de Cristina și pentru moment ele nu dau pe teren tot ceea ce pot și ceea ce ne-au arătat unele dintre ele că pot să facă mult mai bine în anii precedenți. Inclusiv Isabel Gulden? Un pic și ea. Serios? Așa simți, nu? Eu așa simt. Eu simt că o simt un pic nu la potențialul la care ne-a obișnuit. Ce te poate inhiba pe tine, Isabel Gulden, golghetera Ligii Campionilor din 2000, de când a câștigat CSM? Așa, din 2016, de când a câștigat Liga, de nu știu câte ori nominalizată și ea în multe concursuri de cea mai bună. Ce o inhibă? Lucrurile astea eu le-am trăit la rândul meu pe teren. Nu știu ce se întâmplă exact în sufletul ei acum. Noi ne dăm cu părerea de aici în exterior, ne uităm la un meci la televizor și constatăm că ea nu este la potențialul ei maxim. Ce poate se întâmple? Pur și simplu acest respect de care spuneam, dar e un respect între ghilimele, ce e frică? Această... Teamă? Nu este o teamă, pentru că Cristina este o valoare și a demonstrat-o în ultimii ani, de când face handball, a dominat, că ea este o jucătoare care se impune pe teren și impune respect față de colegele ei și ea se impune nu numai în teren, ci și în afara terenului. Acum, relațiile de joc, ce au stabilit ele împreună pe teren, asta noi nu putem să le știm, ele trebuie să întrebate ce se întâmplă, poate... Anul trecut, Cristina era, Isabel, Bela era cea jucătoare care la rândul ei s-a impus, a dovedit, a dat goluri, a tras echipa după ea. Acum, probabil, discuțiile lor, ce se întâmplă în interiorul echipei, nu avem cum să le știm. Mă uitam și la meciul trecut cu Nicobing, am văzut și astăzi, la loviturile de la 7 metri, de exemplu. Să zicem că e Neagu prima, chiar dacă nu ratează, imediat e și Isabel Gulden apoi. Adică, nu știu, cred că antrenoarea încearcă să facă așa un echilibru între ele două, să nu cumva să se simtă vreuna... Să știi, nu știu cum ce au stabilit la CSM. Antrenoarea decide, nu antrenoarea. Eu spun o experiență personală de-a mea când jucam la Steaua cu Georgescu, eram cei doi care executam. Deci, nu aveam nevoie de antrenor să ne spună cine bate, era pur și simplu o relație de-a noastră, ne uitam unul la celălalt și știam, o simți, nu o simți. Poate același lucru se întâmplă și la CSM, la Cristina și Bela, pentru că nu este o logică, ai văzut, câteodată Cristina dă gol, următoarea e Bela. Exact. Exact. Probabil altceva, poate Cristina este faultată și zice, dacă eu am făcut acțiunea, nu. Astea sunt niște chestii care se discută în echipă. Da, tu ai sesizat până acum aceste priviri între Cristina Neagu și Isabel Gulden? Sincer... Pe care le aveai tu cu Georgescu, de exemplu? Sincer, nu. N-am fost atent la acest aspect, dar cu siguranță există ceva. Am înțeles. Bun, am văzut-o pe Kurtovic și pe Hagman. Kurtovic și Hagman aduse oarecum așa ca și titulare, însă și Line Jorgensen, dar și Aneta Udiștroiu se descurcă foarte bine pe posturile lor.
Kurtovic a fost adusă la această echipă un complet alt stil de joc pe interdreapta. Jorgensen, o jucătoare care aruncă pe primul pas, ușor atipic, adică este un atu mare al ei. Kurtovic, o jucătoare care poate să evolueze pe cele două posturi, mai percutantă, unul contra unul. Revenind la Pârvuț, Pârvuț, o jucătoare româncă, eficientă, ratează foarte puțin, merită să fie mai mult băgat în seamă, zic eu. Bun, te întrerup un pic pentru că avem pe Cristina Vărzaru prin telefon. Bună, Cristina, alături de noi este Bogdan Voina. Am auzit că stăteai ceva la telefon să ne aștepți. Da, am auzit un pic discuția. Bună, Gianina, bună, Bogdan. Cum ți s-a părut meciul? Îl vezi de acasă? Da, l-am văzut acasă. Mi s-a părut un meci echilibrat, 45 de minute. Mi s-a părut un pic, deși urăsc să spun asta, mi s-a părut că cele de la Ljubljana au primit foarte ușor 7 metri și noi am primit foarte multe eliminări de 2 minute gratuite și asta te scoate puțin din ritmul tău, însă până la final fetele au reușit să-și impună jocul, mai ales pe ultimele 20 de minute ale meciului și totul s-a terminat așa cum ne-am așteptat să se termine, adică cu o victorie. Îl întrebam și pe Bogdan mai devreme, cum ți se par aceste fluctuații ale fostei tale echipe, dacă pot să spun așa, având în vedere că urmează să întâlnească echipe foarte tare, Gior, Rostov, Mitilan? Păi nu știu, întreabă-l Gianina și pe Bogdan și te întreb și eu pe tine că ai văzut atâtea meciuri de handbal. Câte echipe din handbalul feminin și din handbalul masculin joacă fără fluctuații? Câte echipe ai văzut să joace, nu știu, un handbal 90% eficient de la un capăt până la celălalt și să meargă toate lucrurile foarte bine și să fie totul ca o plimbare într-un parc. Nu există așa ceva și nu există așa ceva, cu atât mai puțin la o echipă la care jucătoarele de 9 metri sunt în proporție de 70% schimbate, fiindcă în afară de Isabela Gurten și pe interstânga și pe interdreapta sunt jucătoare noi care au nevoie să se integreze în sistemul echipei. Sunt fluctuații din punctul meu de vedere normale care ar fi existat și chiar dacă echipa ar fi fost mai sudată, dar cred că asta e principalul motiv pentru care aceste fluctuații există. V-am auzit un pic discutând despre Bela și despre Cristina și mi s-a părut cumva că aveți impresia că există un conflict între ele, dar mi se pare că nu e deloc un conflict între ele. Prima care bate 7 metri este întotdeauna Isabela Gulten. Cristina Neagu bate 7 metri în condițiile în care Isabela Gulten este accidentată, adică a fost pauzată la faza anterioară sau a ratat faza anterioară. Deci asta este ordinea stabilită. Mie mi se pare că ele sunt foarte bine în joc. Nu știu ce mă uită pare altfel. Ei, suntem și noi acum în mintea sau în sufletul celor de acasă care se întreabă, dom'le, dar cum se înțeleg fetele astea două? Sunt două valori. Parcă Bela nu mai e pus atât de mult în valoare de când a venit Neagu. Ne dăm și noi cu părerea. Tu ce-i nu mai e pus în valoare de cine? Că Bela este cea care în general pune în valoare alte jucătoare și și pe ea însăși. Da. Mie nu mi se pare deloc că ea a avut o scădere în randament de când a venit Cristina, poate din contră, mi se pare că ele se înțeleg foarte bine. Bela, din punctul meu de vedere, n-a fost niciodată jucătoarea care să-și asume foarte multe aruncări, este o jucătoare mai mult de construcție. Sigur, eliminăm finala în care a scris 15 goluri, dar în rest, Bela scrie foarte multe goluri, fiindcă scrie aruncă de foarte multe ori de la 7 metri. Dar, din punctul meu de vedere, principalul e atu și lucrul cu care Bela e remarcată și este una dintre cele mai bune jucătoare ale lumii, este faptul că ea joacă foarte bine pentru celelalte și leagă foarte bine jocul pentru celelalte. Eu nu cred că există un conflict între ele, adică sunt sigură că nu există un conflict între ele și din punctul meu de vedere, așa cum, nu știu, cum văd eu, Antoine, mi se pare că ele se înțeleg foarte bine. Asta în teren și în afara lui, nu știu că nu mai sunt în echipă, dar în teren mi se pare că se înțeleg foarte bine. Asta vreau. Te întreb, deci din punctul tău de vedere nu consider că aceste fluctuații ar afecta CSM-ul pe mai departe, mai ales că în anul în care CSM... Rostov vom avea același număr de puncte, iar meciurile directe vor stabili ierarhia primelor trei locuri. Sigur că, din punct de vedere al valorii adversarilor pe care urmează să întâlnim, grupa principală va fi infinit mai grea decât grupa din care tocmai ieșim, din care o să ieșim săptămâna viitoare.
Dar până atunci să mai treacă și ceva timp, cu jucătoarele să meargă și pe la echipele naționale, pentru unele dintre ele o să însemne un punct în plus la moralul lor. Și internaționale de handbal și tot acolo am auzit că vom organiza și campionatul mondial de handbal feminin de tineret din 2020. E bine, vești bune, cum ți se pare? Da, eu cred că pentru handbalul românesc lucrurile astea care se întâmplă în Turcia în perioada asta sunt niște lucruri extraordinare. Mă bucur mult pentru Narcisa că a reușit să pătrundă în comitetul executiv și că are un cuvânt de spus în soarta handball la nivel mondial. Este foarte important pentru România că are un reprezentant acolo. Sunt convinsă că Narcisa o să facă numai lucruri bune și mă bucur în același timp că am reușit să România a reușit să găzduiască după foarte mulți ani un campionat chiar ieri și de tineret, adică noi unul de senioare. Însă este o victorie la capitolul imagine și la ceea ce înseamnă handbalul din România, de organizarea acestui turneu. Bun, și o ultimă întrebare, Cristina, spune-ne de tine, ce faci în afara faptului că ești profesor acolo la Facultatea de Educație Fizică și Sport? Eu fac bine, Janina, mulțumesc! Sunt în prezent, coordonez activitatea linearilor mari, adică linearele 3, 2, 1 la CSM București și în perioada asta sunt implicată în niște două acțiuni foarte frumoase. Prima ar fi legătura între senioare și junioare. Avem un program în care în fiecare săptămână la fiecare dintre cele patru echipe de care eu răspund merge câte o jucătoare de la echipa de senioare și antrenează jucătoarele de pe posturile respective într-o individualizare de 20-30 de minute. Iar a doua activitate pe care am inițiat-o și de care de asemenea foarte mândră este un seminar, să zic așa, o întâlnire a antrenorilor de la senioare cu antrenorii echipelor de junioare de la juniare de care eu răspund, seminarii sau întâlniri în care am reușit să introducem o combinație de la senioare la toate nivelurile de junioare și urmează să facem același lucru și cu a doua combinație, așa fel încât ca, ne dorim ca în timp aceste lucruri să aducă tot CSM-ul București la un numitor comun, să avem un același stil de joc pe toate parierele de vârstă și să existe un timp de experiență continuu între antrenorii echipelor mari și antrenorii echipelor de junioare, fiindcă doar împreună cred eu că putem să fim mai puternici atât la sectorul juvenil cât și la nivel de junioare. Perfect, felicitări, bravo ție. Ar fi trebuit să-mi iau așa și să-mi scriu cu liniuță tot ce faci, cred că mi-ai zis vreo 4-5 lucruri. Nu mai amintesc, dacă o să uit, o să-ți mai amintesc, stai nimic. Bun, mulțumesc mult de tot, Cristina Vânzaru a fost în direct prin telefon alături de noi. Da, Bogdan, practic pe 19 noiembrie suntem liniștiți atunci când CSM-ul va juca acasă cu Gdynia, echipă pe care a învins-o fără probleme. Tu la ce crezi că ne așteptăm? La fel, o să fie un meci destul de ușor, pentru că echipa poloneză nu ne-a pus probleme nici în tur și nu cred că o să ne pună probleme nici în acest meci retur. Eu sper, unul, că o să dea ocazia celorlalți jucătoarelor care au jucat mai puțin să încerce să joace cât mai bine, pentru a prinde încredere și să fie disponibile la momentul potrivit dacă o să fie nevoie de ele. Bun, aici probabil că te referi foarte bine și la Bazaliu, nu? Exact. Jucătoare care a intrat astăzi 2 minute, 3 și după aia... Și n-a mai jucat, n-a mai avut ocazia. A fost și Cristina foarte bună astăzi. Corect. Și Cristina este nevoie să-i se dea foarte multă încredere acum, pentru că vine după 2 meciuri mai puțin reușite, nu slabe, dar mai puțin reușite, și acum a fost și reușită, a dat și multe goluri, a ajutat echipa foarte mult. Bun, Bogdan, mulțumesc mult de tot pentru prezența la Zoom Sport. Doamnelor, domnilor, aici încheiem emisiunea. Rămâneți alături de noi, imediat încep știri cu Florin Căruceru. Eu sunt Janina Iacob și ne revedem mâine la știri, la ora 16:30. Ne vedem atunci. Seară frumoasă, să aveți, pe curând! Pasiune, ambiție, pas.
pase frumoase și goluri spectaculoase. Miercuri, CSM București, Universitatea Cluj. Liga Națională de Handball, Liga Florilor.